Campionatul Moldovei la șah s-a desfășurat la Clubul Republican de Șah și Joc de Dame. Marea bătălie s-a dat între Academia Națională de Șah din Moldova și Echipa Perfect, însă Cupa Moldovei la șah a fost câștigată de Academia Națională de Șah din Moldova. Що касається нашої шахматної академії, вона займається більше 80 чоловік дітей. І у мене є, що вперше в Молдові, група взрослих, де ходять дуже різні люди і різних професій. Думаю, що наша шахматна академія буде і в подальшому прогресувати, і добиватися хороших результатів. Во-первых, ну це і престижно, ну і який-никакой там приз небольшой, і вихід, говорю, далі можна участвувати в Кубці європейських чемпіонів. Sportivii susțin că șahul dezvoltă mult nivelul intelectual al omului, de aceea în acest joc este nevoie de multă concentrație și maximă atenție. Din echipa învingătoare fac parte cei mai tari șahiști din Moldova, care s-au întors cu numeroase trofee de la campionatele internaționale. Mie îmi place șahmate, când era șahmate, dezvoltă logica și multe razna drugoi. Și znakomiște cu людьми din разных стран, они te приглашают и многое другое. Academia Națională de Șah din Moldova va reprezenta țara noastră la campionatul Europei, care va avea loc în luna august în România. Eugenia Negru, Ruslan Ismailov pentru știrile 21.